Bonsoir, madame et monsieur, de aici de la Corjeuț, unde mai că te simți ca la Paris. Ne aflăm într-una dintre localitățile Republicii Moldova pe care localnicii plecați la muncă au transformat-o total. Au dovedit că se poate. Doamnelor și domnilor, suntem în nordul Republicii Moldova pentru a afla care sunt așteptările oamenilor din această zonă, speranțele lor legate de integrarea în Uniunea Europeană. De asemenea, încercăm să stabilim cât de pregătită este regiunea nord pentru integrare și ce are de oferit. Invitații mei din prima parte a acestei ediții speciale sunt Natalia Stânca, consilier raional Briceni. Doamna Stânca, bună seara! Discutăm și cu primarul micului Paris din nordul Republicii Moldova, primarul satului Corjeuț, Victor Andronic. Domnule Andronic, bună seara! Bună seara! De asemenea, invitat este și primarul orașului Edineț, Constantin Cojocaru. Domnule Cojocaru, bună seara! Bună seara! De asemenea, discutăm cu Liviu Raischi, primarul comunei Tătărău, ca veche, raionul Soroca. Domnule Raischi, bună seara! Bună seara! O întrebare pentru toți. Lumea care locuiește în afara capitalei știe ce înseamnă apropierea de Uniunea Europeană și în ce măsură ați reușit să le arătați beneficiile acestui proces de lungă durată? Vă rog, domnule primar, dacă toți suntem în micul Paris, așa i-am spus eu până am... Dar nu cred că exagerez. E părerea mea că cunosc, poate nu chiar 100%, dar totuși cunosc, fiindcă în ultimii ani altfel s-a schimbat atitudinea și circulația în comunitatea europeană, căpătând cetățenie română, mulți cetățeni circulă mai liber în comunitatea europeană și de cum știu. Și din discursurile care acum se află și din ce se întâmplă în luna noiembrie, acum chiar în zilele apropiate, dar la sfârșitul lunii noiembrie, eu consider că majoritatea de acum cunosc. Nu mai zicem noi cu 100%, dar totuși... Bine, doamna Stâncă, dar oamenii vorbesc doar despre beneficiile pe care le vor avea dacă ne apropiem sau în cadrul acestui proces de apropiere de Uniunea Europeană, sau își dau seama că există și anumite responsabilități, anumite mentalități vor trebui schimbate. Normal ca fiecare își dau seama că sunt și unele obligațiuni care o să aibă față de Uniunea Europeană în comparație cu ceea ce este în prezent și cu ceea ce va fi pe viitor. Ar trebui să-și schimbe puțin și mentalitatea. Sunt gata pentru schimbări? Dumneavoastră sunteți consilier raional, știți foarte bine ce fac, cum se descurcă și autoritățile centrale, în ce măsură și acestea sunt pregătite de o apropiere de Uniunea Europeană. Eu cred că sunt pregătite, dar mai au și puțin de muncit, de mai pus un efort ca să fie totul la înălțime. Domnule Cojocaru, despre ce efort credeți că vorbește doamna Stâncă? Mai de toate, permiteți-mi să salut o astfel de emisiune, întrucât pentru noi cei care suntem primari de la periferie, rămâne a fi o raritate. Să nu-i spunem periferie, să-i spunem provincie. Periferie este... Deci o periferie a țării, o provincie a țării, deci rămâne a fi o raritate aici la canalele de televiziune pentru a-și promova cei ce realizează, dar în esență cei ce intenționați dumneavoastră să o faceți prin astfel de misiuni rămân a fi destul de salutabile, întrucât este nevoie, consider eu ca primar și sper că colegii sunt de acord, este nevoie astăzi de o promovare mai sigură a acestor valori. În ceea ce ține de comunitatea Edineț pe care o reprezint, la sigur că multă lume astăzi rămâne ca fi destul de bulversată și din inițiată în acest context, pentru că închiderea granițelor care a fost până, dar și care este până în prezent prin multitudine de strictețe pe care le are Uniunea Europeană rămân ca fi necunoscute multe lucruri de către oamenii din zonă și din cu atât mai mult din satele și orașele mai periferice ale țării. Eu consider că o astfel de campanie pe care ați inițiat-o dumneavoastră prin astfel de emisiuni va servi un imbol sigur într-o promovare a acestor valori într-un eventual viitor. Raischi, noi am văzut exemplu comunității Tătărău ca veche, probabil și eu și-au dat seama ce înseamnă Uniunea Europeană, dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră în primul rând despre în ce măsură oamenii au conștientizat faptul că dezvoltarea Republicii Moldova este posibilă prin intermediul acestui proces de apropiere de Uniunea Europeană, în condițiile în care vom fi obligați, suntem obligați să schimbăm anumite mentalități, suntem și vom fi obligați să schimbăm anumite legi, vom fi obligați, de ce să nu spunem, să fim responsabili de ceea ce facem și de promisiunile pe care le facem oamenilor. Aș dori să vă zic că
Nu toți oamenii au conștientizat, mai există mentalitatea veche din trecut, când oamenii își mai aduc aminte de timpurile cele de aur, vechi, când totul era pe gratis, când se putea de pe câmp totul de luat și oamenii cred că și acum tot se poate, dar a venit timpul unei responsabilități. Deja oamenii au conștientizat anume prin implementarea proiectului iluminare stradală eficientă în comuna Tătărău ca Vieche, finanțat prin intermediul GIZ-ului, s-au implicat activ, au participat în echipa de convingere a populației că iluminarea stradală e un lucru foarte bun, un lucru european. Au conștientizat prin aceea că practic acum e achită, taxa asta e ceva, un plus. Domnul Raischi, avem o mică problemă cu sunetul dumneavoastră, imediat o remediem, dar vreau să vedem un exemplu de transformare și vorbim despre un exemplu din Sângerei, acolo unde agricultorii din zonă vor avea un parc agroindustrial care le va permite să se dezvolte mult mai bine, astfel să arate întregii lumi ce înseamnă apropierea de Uniunea Europeană și ce înseamnă beneficiile pe care le oferă aceasta. Parcul logistic pentru produse agricole va fi construit aici, în apropiere de Bălți, pe o suprafață de 12 hectare. Agricultorii își vor putea păstra fructele și legumele în depozite speciale și le vor vinde atunci când prețul va fi convenabil. Asta înseamnă și că vor putea concura cu produsele de import. Prețurile vor fi puțin mai stabile, fiindcă o să încercăm, dar cred că asta va fi posibil ca noi să mâncăm produse moldovenești tot anul. În localitate, de fapt, peste 240 de gospodării individuale care se ocupă cu creșterea legumilor în serie și în câmp deschis. Au și niște venituri mai mici din cauza că adică nu au unde să păstreze, nu au unde un timp mai îndelungat să-și depoziteze producția. Construcția parcului face parte din programul de cooperare transfrontalieră România-Moldova-Ucraina, finanțat de Uniunea Europeană cu 1,7 milioane de euro. Am revenit în studio aici, micul Paris din nordul Republicii Moldova. Domnule Andronic, domnule primar Andronic, cum ați reușit să transformați localitatea? Aveți un drum bun central, aveți case frumoase și se vede că oamenii o duc bine la cum arată Corjeuțul. Este un exemplu de invidiat. E clar, dar nu depinde numai de primar transformare, depinde și de oamenii care sunt muncitori și insistenți și vreau ca să... Cine muncește, cel așa are. Da, pe vremea colhozului era puțin altfel aceasta, zic. Și scoală mai dimineață, mai departe ajunge. Nu, în colhoz, pe dealul, la colhoz, pe dealul mare, exact. Ei, nu e chiar așa, fiindcă vedeți cum e din sat Corjeuț, peste 2000 de persoane care lucrează, majoritatea în Franța, sunt și în Italia și în Spania, dar majoritatea care la Franța. Și toți care banii câștigați, e bine că toți banii investesc aici, pe loc. Se investesc în agricultură, în construcție, în afaceri, în tot ce e bine. Și, deci, au fost careva jurnaliști francezi cu 5 ani în urmă la Corjeuț. Au filmat turnul FM? Nu, turnul cu tuci nu era. Și au fost la Corjeuț și peste acum 5 ani au revenit. Ne-au dat un sunet și au venit cu vreo 2-3 săptămâni în urmă la Corjeuț. Deci, domnule primar, am rămas încântat cum ați construit și drumurile, clar, datorită proiectului care este realizat din Ministerul Construcției și Dezvoltării Regionale, din Agenția Dezvoltare Nord, avem porțiune de drum L67, Târnova, Trinca, Corjeu spre Bălăsănești, sperăm că viitor, în 2017, o să fie realizat până la Lipcani, ca să fie acces liber spre comunitatea europeană mai, să are în vedere cu România, la postul Vamal. Proiectul este valorificat. Se estimează la o sumă de peste 50 de milioane lei. Dumneavoastră care circulați se vede că, într-adevăr, e foarte mult. Dar vreau să vă întreb, câți bani investesc oamenii în business-ul din localitate, din Corjeuț? Nu doar în case, în mașini, în mobilă, în electrocasnice, dar chiar în afaceri. Ca să ne dăm seama, în ce măsură oamenii din Corjeuț știu să facă afaceri acasă, nu undeva în altă parte. Un exemplu viu este și restaurantul acesta, unde patronul restaurantului, comprind, nu al său, doi patroni care au
tot au lucrat peste hotare în Franța și vedem ce au realizat, un lucru mare, frumos, o sală de nunți care nu era aici, un restaurant bun la Corjeuț. Dar nu numai asta. Se investesc și în tehnică agricolă și în pământuri. Corjeuțenii, practic, numai la Corjeuț arendează. Că vrei să iei pământ la Corjeuț, este imposibil. Arendează și în satele vecine și în raioanele vecine. Apropo despre raion, doamnă Stâncă, Corjeuțul este singurul exemplu pe care îl puteți arăta oamenilor atunci când vorbiți despre dezvoltarea rurală, despre dezvoltarea comunității, despre apropierea de Uniunea Europeană, că de fapt oamenii care muncesc aici au adus banii și au demonstrat că Europa poate fi construită acasă. Nu este neapărat să mergi la Paris, poți să aduci Parisul aici. Mai decât că mai sunt exemple, așa cum eu sunt băștinaș tot din satul Corjeuț și aici locuiesc, aici activez, avem caracușene vechi, avem larg, avem grimâncăuți, avem colicăuți, avem tabani, avem multe sate. Grimâncăuțul îl știm, îl cunoaștem după care, școala de box. Da, dar ei se ocupă și cu livezele, au teritorii mari și ei se ocupă cu culesul mierelor, care ele sunt transportate și în Rusia, ele au o valoare mare. De ce toți încearcă să caute și aici să deschidă afaceri, să aibă niște mijloace de existență, să poată rezista, să poată, care se ocupă cu creșterea pomelor pentru livezi, fiecare, care fac mături, care și cum încearcă să găsească. Da, în ce măsură oamenii care muncesc peste hotare știu că banul trebuie investit, nu doar consumat? Adică să fac o investiție pe termen lung, nu pe termen foarte scurt. Ți-ai luat o mașină și banii s-au terminat. Dar să facă și o afacere, să mai creeze și anumite locuri de muncă. Exemplul restaurantului, îl cunoaștem, l-am văzut, este foarte, da, este foarte frumos. Este benefic pentru că aici s-au deschis și locuri de muncă pentru oamenii din sat și pentru alții care vor să muncească. Ei se gândesc nu numai la luxul care vreau să-l aibă, mașini, casă și haine și mobilier, dar să lasă și ceva frumos de urma lor ca să fie o amintire și ceva plăcut pentru comunitate, pentru ca oamenii să aibă unde să-și petreacă timpul liber, să poată să-și găsească un refugiu ca să fie liniștit și... Ați vorbit despre livezi, e de nețuare cu ce exemple să iasă în față. Vreau să vedem un material pe care l-au pregătit colegii mei referitor la o livadă din Edeneț, după care continuăm discuția și ne spuneți și dumneavoastră în ce măsură ați reușit ca primar să aduceți Europa în comunitate. Nu doar să plece oamenii peste hotare să vadă cum e cu Europa, cum se muncește acolo. Să vedem exemplul unei livezi din Edeneț. Corneliu Stari administrează peste 20 de hectare de livadă. Anual obține aproximativ 1000 de tone de mere. Cea mai mare parte a producției este exportată în Rusia și Belarus. Anul trecut însă a spart gheața. A reușit să trimită 2% din merele culese în Marea Britanie. Piața UE are o cerință la calitate, la cantitate. Aici trebuie să aducem și un utilaj pentru lipirea cutiilor, pentru... Adică diferit, sortare, frigider, cam să faci o casă de ambalare modernă, ca să poți lucra. Exportul de mere este posibil datorită liniei moderne de sortare, care a costat 1.300.000 de lei, dintre care aproape jumătate au fost subvenții de la stat. Această linie de sortare pe apă a fost cumpărată din Italia și costă peste 1 milion de lei. Capacitatea ei este de 3 tone pe oră. Investitorul speră să-și recupereze investițiile în 5 ani. Am revenit în studio. Domnule Cojocaru, cum e cu adusul Europei în Republica Moldova, în orașul Edineț? În contextul celor ce mă întrebați și a imaginilor care au fost anterior, permiteți-mi să remarc faptul că Edinețul este un centru acestei zone pomicule de aici din nord. Bunoară, chiar anul acesta am reușit la Edineț să elaborăm documentația necesară, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic și începând cu luna septembrie, deja prin hotărârea de guvern, să deschidem un parc industrial la Edineț, în care aș fi venit primul investitor, un investitor ucrainean și polonez, investiție ucraineană și poloneză, prin care deja merg lucrările, sunt întoi, ține de deschiderea unei uzine de prelucrare a mierelor.
Spun lucrul ăsta pentru că și din reportajul pe care dumneavoastră l-ați transmis, din ce se face aici, în zona Bricenelui, Iedinețului, Dundușeni, Ocneța, Rășcani, deci rămâne a fi o zonă cu foarte multe miere și iată industria prelucrătoare acestora necesită nemijlocit revalorificarea și acestui domeniu. Se intenționează o investiție mare pentru zona dată, estimativ de peste 20 de milioane de euro, și se intenționează deschiderea ca la anul următor deja să fie primite mierele la Iedineț. Cred că va fi un lucru de bun augur și de necesitate pentru toți agricultorii de aici din zonă, iar deschiderea estimativă a 300 de locuri de muncă vorbește despre faptul că Europa vom încerca o să o aducem la noi aici în zonă. Dincolo de acest lucru, vreau să remarc faptul că pe lângă businessul de familie, de altfel, cel care ați transmis dumneavoastră, un business de familie cu un frigider de estimativ 2000 de tone în care se păstrează producția, deci în zonă sunt foarte mulți astfel de agenții economici care se ocupă și cu legumicultura și cu pomicultura în special, dar și alte tipuri de activități. Deci intenționăm într-un eventual viitor, pentru că parcul are 18 hectare, să lărgim suprafața acestui parc, pentru că agentul economic ucrainean, deci rezidentul, deci a luat 6 hectare, deci avem de unde să extindem. La moment se duc încă câteva negocieri cu câțiva rezidenți, iar deschiderea unor astfel de uzine aici în zonă, de fapt și de prelucrare a materiei primii, va servi un imbolt pentru cetățenii noștri, în primul rând, de a nu pleca în Europa, ci de a încerca să-și revalorifice activitatea anume aici la noi în Nord. La fel, în zona Iedinețului, vreau să remarc că sunt și alte, este vorba de câteva fabrici în Cupcini, unde se prelucrează materia primă în domeniul laptelui, în domeniul conservelor, deci zahărului și așa mai departe, vestorii polonești care au venit. Toate acestea vorbesc despre faptul că, în general, ne aflăm pe o cale bună, la sigur că este foarte greu să promovezi o idee nouă, nobilă, să o promovezi foarte repede, pentru că atunci când vorbim de mentalități, mentalitățile se schimbă cel mai greu. Și sper că ceea ce facem noi acum nu facem altceva decât la fel să încercăm să-i convingem pe oameni că drumul european rămâne a fi unul dintre prioritățile pe care le avem noi cu toții. Ați vorbit despre mentalitate, domnule Coșocaru, chiar o temă destul de interesantă, un subiect de dezbătut. Domnule Raischi, despre ce mentalități credeți că a vorbit domnul Coșocaru și ce mentalități trebuie schimbate în Tătărăuca veche? Ceea ce a spus acum domnul Cojocaru, poate pentru noi ceva nou, dar pentru noi vechi. Deja implementăm chiar acum, prin parteneriatul public-asociativ, deja al treilea proiect european, IT Science, adică e timpul științei. Și oamenii mei din teritoriu deja, prin trei proiecte, deja au conștientizat pe intermediul unui proiect în domeniul tehnologiilor informaționale, copiii și cu profesorii conștientizează, deja ei au experiență. Deja, chiar participând și la proiectul ăsta valoros, proiectul pilot, iluminare stradală, iată, eu pot să vă arăt că a fost pe baza acestui proiect primul disc promoțional despre iluminarea stradală. Așa că puteți urmări pe site-ul nostru tatarauca.md, unde... Dacă tot ați vorbit despre exemplu, eu zic să vedem încă o dată exemplu așa cum l-au realizat colegii mei. Au fost la dumneavoastră în Tătărăuca, să arătăm exemplu și celorlalți primari încă o dată ce înseamnă să investești și în ce ar trebui să investești. Să vedem materialul cu iluminatul stradal din Tătărăuca veche, după care revenim la discuții. Odată cu iluminarea are în vis și satul. Seara mai vezi plimbându-se, e mai vesel. Este mai ușor de circulat seara prin sat și e cu mult mai sigur. Adică oamenii nu se tem. E un beneficiu foarte bun pentru noi, beneficiarii direcți, și e o pagubă foarte mare pentru hoți, că deja ei se tem să noaptea se ducă la furat. S-a micșorat numărul infracțiunii în localitate. Consumul care se achită, banii care se strâng de la populație, putem să facem unele economii din acești bani, care poate pe viitor să mai putem să procurăm niște LED-uri, să mai instalăm.
Am revenit aici în studio. Domnule Raischi, am arătat încă o dată telespectatorilor, altor primari, exemplul Tătărău ca veche cu iluminatul stradal și vreau să lansăm atunci discuția. Discutam și despre mentalități, o să revenim la subiect. Cât este de ușor să aduci bani de la europeni pentru proiecte moldovenești? Numai acela care nu a încercat, numai acela, păi zic, aia ce e ușor, dar ce e, ce e? Dar cât e? Dar nimic, s-a dus primarul acolo, s-a dus acolo, s-a înțeles cu cineva, bă, nu e așa. În primul rând, am colindat jumate de România pentru... Am găsit colegi pentru, într-adevăr, în primul rând, pentru a depune o cerere de finanțare bine argumentată. Exemplu european. România deja e în Uniunea Europeană. Deci am împreună cu colegii mei și practic aproape gratis am perfectat cererea de finanțare, am depus-o la ADR Nord. ADR Nord a considerat că deci, e o comunitate fără regionalizare, fără nimic, o respingem. Și mulțumesc statul, guvernul german, că toți experții germani au examinat proiectele respinse și zic, uite, ăsta e un proiect foarte, foarte bun. Și deja s-a început procesul, vizite, diferite întâlniri, seminarii de instruire, comunitate mobilizată, informată și așa mai departe. Chiar și acum, de grabă, pentru a convinge populația să achite, că la noi se achite acum taxa per gospodărie, 10 lei de gospodărie. Ca să-i convingă populația, ca să de la 60% să ridicăm la 100%, să fie achitată către întreprinderea municipală tariful care a fost introdus prin decizia Consiliului Local. Luăm o scurtă pauză publicitară. După pauză vreau să-mi răspundeți dacă prin acest proiect v-ați asigurat încă un mandat de primar. Vreau să discutăm despre mentalități neapărat. Dacă moldovenii sunt gata să-și schimbe mentalității, dacă oamenii sunt gata să muncească pentru a atrage bani, dar și pentru a investi în comunitate. Revenim în câteva minute. Am revenit în studioul de la Corjeuț, cum i-am spus noi la începutul emisiunii, micul Paris din regiunea de nord a Republicii Moldova. Vreau să îi spun bună seara și doamne Alina Felea, istoric. Doamna Felea, avem un exemplu, să zicem, istoric pentru Republica Moldova la ceea ce înseamnă banii europeni investiți în istoria Republicii Moldova. O să discut imediat și cu dumneavoastră acest subiect. O să vorbim despre cetatea Sorojii, care a primit administrația, a primit foarte mulți bani, eu cred, pentru a renova acest monument istoric al Republicii Moldova. Vreau să revin la discuția despre mentalitate. În ce măsură autoritățile sunt gata să-și schimbe mentalitatea și oamenii sunt gata să-și schimbe mentalitatea și ce anume credeți că trebuie să schimbe aici? Ce anume? Ce anume? Eu cred că fiecare schimbare trebuie să începe fiecare de la noi. Și noi mulți circul acum în Europa și toți îmi merg că e curat, că e bine, că e așa, dar în primul rând când vine acasă se pare. De ce e curat? De atât că nimeni nu face murdărie. Dacă fiecare de la noi se primește așa, că la mine, de exemplu, în curte, în ogradă să fie bine, la celălalt nu are. Nu-l interesează absolut. Nu trebuie să fim indiferenți de tot ce se petrece în prejur. Cred că ar fi mai bine. Și cu tăierile astea a fâșiilor forestiere și absolut tot, cum se face râsurile astea, e catastrofal. De la asta trebuie să începem. Ca noi, prima dată, să ne gândim la tot ce, pe viitor ce o să fie. Cum vrem noi mâine în Europa, dar noi stăm așa și cu așa o mentalitate. Dacă îmi permiteți, cultura lasă de dorit. Da, vă rog, eu vreau să intervin și să vorbesc despre faptul că noi vorbim astăzi despre schimbarea mentalității poporului, oamenilor de rând, dar cred că primul lucru care trebuie să-l modificăm de la schimbarea mentalității însăși politicienilor noștri, indiferent din care partid nu ar fi făcut ei parte. În contextul ăsta, ca să aduc un argument, cu 2 ani în urmă am înaintat un proiect la Uniunea Europeană, 3 milioane de euro estimativ, cu județul Botoșani și consecutiv raionul Securin din Ucraina. Un
proiect, deci care a ajuns pe ultima sută de metri, aplicanță direct primăria orașului Iedineț, 1.600.000 de euro trebuiau să vină la Iedineț, restul partenerii din Ucraina și din România trebuiau să împară cu taparte, să le revină lor. Și ce credeți că când ajungi și semnezi contractul, pe ultima sută de metri, contractul nu este semnat? Motivul? Motivul nu este în Uniunea Europeană și nu este în partenerii, deci români și cei ucraineni. Motivul este însă și politicienii noștri de la centru, concret cancelarii de stat, care sunt varia motive, au încercat să tergiverseze lucrurile, să găsească niște motivații și să spună nu. În contextul ăsta, a cui mentalitate trebuie schimbată? A omului de rând sau a cancelarii de stat de la Chișinău? Nu vin să aduc niște critici în contextul dat, pentru că spuneam și spun, nu este o dogmă, nici integrarea europeană, nici nimic nu este o dogmă. Noi trebuie să conștientizăm noi în noi că schimbarea poate veni oricare uniune n-ar fi ea, fie europeană, fie altă uniune. Schimbarea trebuie să vină de la noi înșine. Și dacă vrem ca să fie un model pentru popor, trebuie să fie model pentru popor politicienii de la centru, consecutiv politicienii locali, deci raionali și cei locali. Dacă nu vom schimba mentalitatea în ei, nu se va schimba nimic. La Iedineț am implementat foarte multe proiecte, inclusiv orașul iluminat tot, un drum de peste 20 de milioane de lei, tot prin Agenție de Dezvoltare Regională și așa mai departe. Oamenii nu conștientizează că banul care vine, el trebuie să fie responsabil de a păstra adesori. Deci noi trebuie să facem anumite campanii de conștientizare anume acestor lucruri, pentru că cineva crede că parcă așa și ar fi trebuit să vină. Că arde lumina pe stâlp la Iedineț, arde lumina pe stâlp, o plătește primărie, nici nu o plătește omul. Dar banii de la primărie și adesea nu se conștientizează foarte multe lucruri. Deci orice integrare, orice uniune nu ne-am integrat, deci trebuie să pornească de la schimbarea eu. La proprie schimbare. Eu aș vrea să... Mă iertați, domn primar Dienis, că în cazul de față, eu sunt ca un jist în Flăcăraș, vreau să zic că n-ați avut dreptate. Eu așa cred, în părerea mea, fiindcă tot ce începe, anume că legat de sus. Nu de sus trebuie să vină inițiativa, de jos, ca un gest, trebuie să fie voluntariat, trebuie să fie... Ei, da, într-adevăr, puterea din orice stat, mă rog, guvernul îi stopează unele chestii, dar dacă îi văd că vine de jos, în proporție să admitem, și contribuții merge totuși, și un voluntariat efectiv, atunci... Vorbiți și despre participarea comunității. Participarea lumea asta e principală. Domnule Raischi, înainte de pauză vă întrebam, v-ați asigurat încă un mandat de primar prin intermediul acestui proiect? Deci asta e principalul pentru mine. Nu întreb. Nu asta e principalul. Eu vreau să vă zic că chiar fiind sau nefiind primar... Cât de mult apreciază oamenii ceea ce ați făcut? Asta vreau să întreb. Asta aveam în... O să veniți asta... Odată rău, că deci o să întrebați pe ei. Eu nu pot acum să zic. Am înțeles. Eu aș fi vrut să spun câteva cuvinte ce a spus domnul primar de Iedineț cu zona industrială. Noi la 11 octombrie am semnat un acord de colaborare cu Letonia. Și sperăm că va fi fructuos, fiindcă vedeți că la Iedineț, dacă o să fie parcul industrial, acolo prelucrarea mierului și așa mai departe, cum știm cu toții că în partea de nord, la Corjeu, s-a început cultivarea cartofilor în volume mai mari și e dureros faptul când câțiva ani în urmă nu a fost posibil de exportat cartoful nicăieri și s-a aruncat atâta cartof la gunoi. Vedeți unii? Deci, ce problemă? Care este? Problema e între ce e că toți suntem de comunitatea europeană, deci dacă noi mâine ne ducem în Uniunea Europeană și facem noi cu mierile, cu cartofi și așa mai departe. Dar piața de desfacere a fost când a fost câțiva ani în urmă la Rusia, deoarece că a fost seșta și aia. Dar acum, un an, doi, cartoful a stagnat deoarece Belorusia și Rusia au destul. Vedeți cum este. Și noi sperăm pe viitor, datorită la acordul semnat între Letonia și satul Corjeus, noi am semnat cu o comună de acolo, să vedem, poate o să fie că merge vorba ca să facem așa o, tot să fie așa o fabrică mai micuță, așa de prelucrare cartofului. Câte proiecte ați reușit până în prezent să atrageți în comunitate? Ei, sau mai mult oamenii au făcut din finanțele pe care le-au câștigat muncind peste hotare? Ei, dacă oamenii fac și se rezervă la, și se referă la propria investiție. Vedeți cum? Care v-au procurat fosta baie care a fost cândva colhozul, primărie, s-a
fost dată la licitație, procuratul, și este o persoană care a fost tot în Franța și statul francez i-a aruncat o sumă de bani acolo, care revine în Republica Moldova, și vreau să facă și o stație balneară. Acolo să fie ceva, știți, că numai la Cahul avem. Lăsați și la Corjăuță să-i facă careva niște veni, niște ceva acolo, că e bine, e bine. Vă rog, doamna, deci ați vrut să intervenim. Da, am vrut să intervin. La noi, la Corjăuță, am lucrat cu Irex-ul, unde am făcut reparație capitală la stadionul satului, cu FISM 1 și FISM 2, unde fondul de investiții s-a făcut gazificarea în sat și gazificarea liceului teoretic. Grădinița și grădinița de copii. Și grădinița de copii, dar să știți că, de exemplu, cum spune domnul Raisc, eu nu știu cum la dumnealui în comunitate, însă nu prea mult oameni doresc ca să dea contribuția, că mulți vreau ca să vadă. De ei spun, din tăi faceți și pe urmă vedem, dar însă condițiile ONG-urilor nu iasă. Păi, mă iertați, mi-ați spuneți contribuția. În proiectul german, contribuția a fost zero, dar eu am convins pe oameni că acum s-a chite pierd gospodării și asta toate contribuția. Dar sunt proiecte, de exemplu, noi acum avem un proiect, facem apeductul și o sondă artizană, fântână artizană, la Corjăuț. Banii sunt alocați din fondul ecologic. Acolo, concret, vă spun, 50% e comunității și celelalte vă alocă fondul ecologic. Înseamnă că până nu am strâns o sursă financiară care este necesară, nu-ți mai alocă următoarea tranșă de bani fondul dar ecologic. Dar să nu vă apucați nici într-un caz să faceți, că eu, din toate mele 40 de proiecte implementate, am și un proiect tratat, anume cu apeduct cu satul de Cebal. Că am alergat eu și le-am colectat contribuția în locul lor. Și până la urmă s-a primit că satul nu vrea să unească. E clar. Ați vorbit despre dezvoltare socială, ați vorbit despre dezvoltare economică agricolă. Vreau să vedem un exemplu ce înseamnă o dezvoltare culturală. Europenii au dat bani și pentru monumentele istorice ale Republicii Moldova. Să vedem exemplul cetății Soroca, să discutăm și cu doamna Felea despre aceste oportunități pentru a conserva aceste monumente, pentru a le renova. Până la urmă, atragi turiști. Până la urmă, demonstrezi celor din Europa că ai și ceva frumos în Republica Moldova, dincolo de pășuni, păduri și sate frumoase. Să vedem materialul. Soroca nu va fi vestită prin mari întreprinderi industriale. Soroca este un oraș al turismului. Cetatea trebuie să aducă banii orașului. Конечно, лучше, чтобы она была как-то, ну, радовала глаз, а не просто как стоял камень и стукан. Cred că se va duce veste și o să fie mai mult. Sperăm. În acest loc, chiar lângă cetate, va fi amenajat un parc medieval cu tarabe pentru meșterii populari. Turiștii vor putea procura suvenire care să le amintească despre una din cele mai vestite atracții turistice din Moldova. Am revenit în studio. În pauză este la fel de, să zicem, incendiar. Oamenii primari, consilierii continuă să se laude cu proiectele pe care sunt gata să le implementeze, cu proiectele pe care deja le-au implementat. Doamna Felea, discutam înainte de prezentarea acestui material cu privire la cetatea Soroca despre banii pe care europenii ni dau pentru a renova ceea ce e nostru. De fapt, trebuia noi să investim acești bani, fiindcă este bunul nostru. Dar vedem că europenii sunt dispuși să investească în istorie. Ceea ce aș vrea să spun, că venim în Uniunea Europeană cu două mari valori. Prima valoare sunt oamenii și în special tânăra generație și a doua valoare este tezaurul nostru cultural și de știință și arheologic pe care îl deține Republica Moldova. Printre aceste tezauri se numără și cetatea Sorocii, care datează cea pe care zidurile care îi vedem astăzi datează din secolul al XVI-lea. Este un proiect care presupune european de restabilirea cetății Sorocii de 2 milioane de euro. Sunt niște bani enormi pe care nu știu dacă Republica noastră ar putea vreodată să îi aloce pentru a aduce cetatea Sorocii la cât de cât apropiată starea ei inițială. Deci să nu mai fie acea bisericuță vopsită în varul nostru tradițional, să se folosească o tehnică de restaurare europeană. Este un proiect care ne dă speranțe că pe lângă acestea vor fi investiți bani și în apropo alte de investiți bani, unde? Unde am mai avea nevoie de bani? Chiar recent, colegii mei arheologi, datorită unei doamne
din satul Vorniceni au descoperit un atelier de olărie care datează de undeva secolul 12-14. Este un complex extraordinar care nu se mai întâlnește în Republica Moldova. Doamna care în grădină a găsit săpar. Da, și deci are copii plecați la fel peste hotare. Sunt dispuși chiar să dărâme o parte din casa veche pentru a da posibilitatea să fie conservat acest important vestigiu. Deci dau dovadă de o conștiință civică enormă, aș spune eu, pentru că oricare altul ar fi putut să sape mai departe și să dispară acest important monument istoric și arheologic. În cazul dat am solicitat și intervenția statului pentru a conserva acest important monument de arhitectură și de istorie. Pe lângă aceasta aș vrea să atrag atenția și asupra altei probleme despre discuția problemei de integrare europeană și despre istoria Europei în licee și în gimnaziu. Deci, curriculum național la istorie prevede doar câteva ore referitor la aceste probleme. Și mai recent, o problemă care pe mine ca istoric mă doare foarte mult este eliminarea examenului de capacitate la istorie din clasa a noua. Deci noi vrem să venim în Uniunea Europeană, să ne păstrăm tradițiile, să ne păstrăm valorile, dar nu cred că aceasta este posibil fără ca să ne cunoaștem în primul rând istoria și tradițiile noastre și să cunoaștem istoria și tradițiile comunității europene. Deci aș vrea să sensibilizez opinia publică referitor și la această problemă. Da, doamna Felea, după restaurarea cetății, vreau să revin la cetatea Soroca. Credeți că numărul turiștilor va fi mult mai mare? Vor veni oameni să vadă mai mulți oameni decât au fost până acum? Și dacă vor ști să cei de acolo, mă refer la administrația locală, să investească pentru a dezvolta, pentru a atrage mai mulți oameni, să vină nu doar la cetate. Cetatea este doar un motiv de a veni în Soroca. Cred că este nevoie de un proiect mai larg care ar include și sfera turismului și sfera economică și industrială și ar fi nevoie de un program pe câteva etape de atragere a turismului, pentru că este posibil de făcut așa ceva, luând drept exemplu cetățile din Polonia, din Franța și din toate celelalte țări europene, unde fiecare vestigiu este ținut la contul statului, este foarte important pentru orice stat și este important pentru un popor. Și deci și respectiv din punct de vedere economic face o zonă turistică atractivă, îți vin investiții și doamnelor, domnilor, mai avem 5 minute, am o întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Doamna Felea, ce așteptări aveți dumneavoastră de la apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană? Așteptările în primul rând pentru a îmbunătăți calitățile în toate domeniile și în toate sferele, atât a vieții sociale, economice, cât și acele politice. Adică nu numai să vorbim în cuvinte și să ne expunem, să ne spunem că suntem liberali, democrați, respectiv, dar să urmărim o tradiție europeană în care toate partidele, toată experiența de comunicare, aceeași participare civică la viața comunității, la viața socială, culturală, ar putea să ne servească drept exemplu pentru această țărișoară mică care are un potențial foarte mare și intelectual, și științific, și economic, dar care trebuie să fie pus în valoare. Doamna Stânca, așteptări de la apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, așteptări de la summitul de la Vilnius? Așteptăm că să fie o viață mai bună pentru copiii noștri, care să vadă un viitor mai bun, deoarece după cum comunic și copiii noștri cu cei care sunt în Europa duși deși de la noi din localitate, aceia au o perspectivă mai mare de a vedea, de a, și după cum a spus doamna, într-adevăr ține mult ca anume la noi aici să țină de valorile noastre și de valorile culturale, să cunoască istoria, să cunoască istoria și la celelalte state europene, ca să într-adevăr, dar ei numai cei ce văd aici la noi. Nu, pur și simplu, noi financiar nu dispunem ca copiii noștri să vadă chiar și acele locuri frumoase care sunt la noi în Republica Moldova și Orcheiul Vechi și cetatea Soroci. Sunt mulți copii în satele Republicii care ei nu au colindat însuși Republica noastră.
Domnule Andronic, ce așteptări aveți de la apropierea de Uniunea Europeană, de la summitul de la Vilnius? Astfel încât să știu și eu, anul viitor, după summitul de la Riga, ce voi discuta cu dumneavoastră aici la Corjeuț. De summitul de la Vilnius? Ah, de la acum, Riga, acum este Vilnius, după care urmează Riga și vreau să știu așteptările dumneavoastră. Eu cred că noi trebuie să facem pași, dar pași trebuie să fie sigur, dar lenți, știți, așa mai... Fiindcă pentru așa o, pentru comunitatea europeană, noi așa o țărășoară mică, nu este greu ca să ne ajut să ne implementăm și noi în comunitatea europeană. Sperăm că o să avem și noi infrastructură care o are statele europene. Eu, de exemplu, nu vreau să ne comparăm noi cu o țară mai dezvoltată ca țările mari, Germania, Franța și altele țări, dar aș vrea să fie numai rău ca cum s-a dezvoltat în ultimii ani Polonia. Am înțeles, domnul. Să dea, domnul. Domnule Cojucaru, așteptări. Deci eu ca primar post Vilnius nu văd altceva decât Moldova cu problemele ei. Și ca să apropiem totuși Moldova de Uniunea Europeană, trebuie să conștientizăm toții că trebuie să răsuflecăm mâinile și să muncim. Pentru că Uniunea Europeană nu e altceva decât un amalgam de valori, atât în contextul cultural, economic, social, etc. Dar nimeni nu ne va face pe noi gospodari la noi în țară dacă nu vom răsuca mâini și ne vom pune pe lucru, inclusiv și prin schimbare de mentalități, prin schimbare de atitudini, prin schimbare de viziuni. Iar toate acestea vor duce la consecutiv la o viață mai decentă în contextul marii familii europene. Domnul Raschi, dumneavoastră ce așteptări aveți? Lumină în sat aveți deja. Să vedem după summitul de la Vilnius cu ce vă veți lăuda. Eu nu aștept nimic. Eu mi-am făcut serviciu militar în Lituania și Letonia. Anul ăsta va fi începutul, anul viitor în Letonia va fi finalul. Vom intra, vom adera la Uniunea Europeană. Puteți să faceți o promisiune oamenilor din Tătăroca Veche care acum ne privesc și au o speranță în viitorul, speră într-un viitor european al Republicii Moldova. O să ne fie greu, oameni buni, dar dacă o să credem noi, înseamnă că o să se realizeze tot. Și numai împreună. Și toți împreună. Și guvernarea ta aici, eu sunt de acord cu domn primar de Edineț, sunt de acord. Iată acum pașii concreți trebuie să-i facă guvernarea. Doamnelor, domnilor, ne revedem aici, după summitul de la Vilnius, înainte de summitul de la Riga, să văd atunci cu ce vă veți lăuda, ce proiecte veți implementa și ce vor spune oamenii despre Europa adusă în fiecare dintre comunitățile pe care le reprezentați. Să vedem atunci, doamna Felea, cum s-a schimbat cetatea Sorocii și ce măsură vom... Viu, domnul Bulat, fluxul să fie și mai mare. Și câți de mulți turiști vin acolo. Doamnelor și domnilor, revenim peste câteva minute. Discutăm în partea a doua cu experți care vor da note regiunei Nord. Vom discuta cât de pregătită este această regiune de apropierea, de integrarea în Uniunea Europeană și cu ce este gata să vină. Care este aportul acestei regiuni? Revenim în câteva clipe. Doamnelor și domnilor, am revenit în studioul organizat aici în micul Paris din regiunea de nord a Republicii Moldova, într-un restaurant din satul Corjeuț, raionul Briceni. Discutăm în a doua jumătate a ediției speciale cu experți care își vor spune opiniile, vor da note și vor puncta cât de bine este pregătită regiunea nord de apropierea de Republica Moldova. Care sunt aturile, avantajele și unde administrația publică, locală, centrală ar trebui să mai muncească pentru a îmbunătăți sau a elimina acele carențe. Invitații din această seară sunt Viorica Antonov, expert IDIS Viitorul. Doamna Antonov, bună seara! Bună seara! De asemenea, discutăm cu Roman Chircă, expert economic și directorul Institutului Economiei de Piață. Domnule Chircă, bună seara! Bună seara! Invitat este și Octavii Ivanov, expert CALM. Bună seara, domnule Ivanov. Seara. Discutăm de asemenea cu Iure Hurmuzache, vicedirector la Agroinform. Domnule Hurmuzache, bună seara. Bună seara. Și invitat este și actorul Boris Cremene, cu care vom discuta despre cultura în regiunea de nord. Domnule Cremene, bună seara. Bună seara. O să încep prin a prezenta niște date generale cu privire la regiunea nord. Astfel, în regiunea nord, așa cum am împărțit-o noi, așa cum corespunde ea, agențiilor de dezvoltare regională, intră următoarele raioane: Briceni, Dondușeni, Droche, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei, Soroca și municipiul Bălți. Atunci când am discutat despre regiunea centru, era municipiul Chișinău, aici mai avem un municipiu. Veți spune fiecare dintre dumneavoastră în ce măsură
Este un atu pentru regiunea Nord, acest municipiu. De asemenea, populația este de aproape 1 milion de persoane în această regiune, 999.216 persoane. Dacă vorbim despre produsul regional brut, ar fi de 9,15 miliarde lei. Aici sunt 572 de localități, un municipiu, 19 orașe, 552 de sate. Vreau să începem discuția cu situația economică din regiune. Dacă doriți fiecare dintre dumneavoastră să interveniți, să vorbiți, nicio problemă, dar o să încep discuția cu domnul Chircă, cu care vom discuta despre economia regiunii Nord, despre business. O să ofer și anumite date generale. Astfel, în regiunea Nord sunt total agenți economici aproape 6.000, dacă vorbim despre întreaga Republică Moldova sunt peste 50.000, dacă vorbim despre firmele cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane de lei în zona Nord sunt peste 140, în condițiile în care în toată Republica Moldova astfel de firme sunt peste 1.200. Domnule Chircă, businessul din regiunea Nord, avantaje, dezavantaje, și cu ce ar merge această regiune spre Uniunea Europeană? Care ar fi aportul? Cred că adjectivul sau calificativul de business pentru această regiune este cel mai potrivit, pentru că în virtutea anumitor calități psihoumane specifice, caracteristice a zonei, este partea populației cea mai descurcăreață și acest lucru este demonstrat prin direcțiile principale de activitate. Aici avem cea mai mare pondere a remitenților provenit în această regiune. Avem cea mai mare populație rurală care locuiește aici. Este istoric privind partea din nord și dacă privim harta Moldovei chiar de pe timpul lui Ștefan cel Mare, observăm că majoritatea localităților se aflau amplasate mai sus de Chișinău ca și concentrație. Deci, respectiv, există și o tradiție care a fost prelungită. Este un potențial, și a fost și în perioada sovietică, un potențial industrial. A fost un de procesare agroalimentară. Și în continuare și-a păstrat aceste avantaje. Dacă vă aduceți aminte, unii spuneau despre faptul că regiunea Nord este cea mai bogată regiune din Republica Moldova. Adică ar fi peste centru și sud. Nu știu cât de subiectivă este această afirmație făcută este de oameni. Depinde ce atribuim la bogăție, dacă atribuim și valorile culturale, patrimoniale, etc. Acest lucru poate fi mai degrabă unul așa de percepere. În realitate, cum spuneam, majoritatea PIB-ului se face în Chișinău. Întreg sistemul bancar este concentrat în Chișinău. Marele decizii, mari exportatori se află în Chișinău. Dar, spre deosebire de zona centrului, zona este mai bine repartizată. Există mai multe centre economice relativ independente, cu reprezentanțe ai oamenilor de afaceri notori în acest sens. Există Drochia, care este reprezentată de Suzuki și are o contribuție semnificativă în PIB-ul național. Există doar Bălțul aparte, produce 16% din industria moldovenească. Am rugat minte, da. Dacă nominalizați anumiți agenți economici, să spuneți mai mulți în timpul comentariilor, ca să nu le facem. Bine, mai adăugăm. Vorbim despre procesarea zahărului, vorbim despre Drexermeier, care se află la Bălți, vorbim despre Reut, marea companie din perioada sovietică. Există un potențial industrial care, unde este valorificat, unde urmează a fi. Dar repartizarea activității economice este una uniformă. Fiecare centru raional este în sine un centru de care atrage mediul de afaceri și se dezvoltă. Există multe orașele, există populația rurală, este destul de numeroasă în sate. Dar problemele caracteristice acestei regiuni sunt unele caracteristice în general economiei. Avem o descreștere a populației, regiunea Nord deține întâietatea în indicatorul de natalitate față de 1.000 de populație. Avem descreștere masivă a populației în acest sens, mai mare decât în regiunea centru și sud, lucru care pune probleme și a braților de muncă, dar în același timp cu avantajele de
dezavantaje. Curjăuțul este un exemplu elocvent. Populația de aici este o sursă de remitențe a PIB-ului. Potrivit anumitor estimări, acest PIB ajunge, contribuția remitenților, până la 3 miliarde de euro. Noi vorbim și cele care vin în formă de numerar, respectiv 3 miliarde de euro? De euro. Pentru că prin bănci se transferă. Statistica oficială, de regulă, ține cont de transferurile bancare și nu de și de fluxul de numerar, care poate fi estimat, eu cred că, în jurul această cifră. Domnule Chircă, avantajele și dezavantajele sau prin ce câștigă această regiune nord față de celelalte și care sunt marele carențe? Știm că probleme are toată Republica Moldova, dar totuși, poate este ceva specific aici. Avantaje, existența anumitei baze de procesare agroindustrială ar putea fi sau redeveni lider în acest sector în economia națională, poate atrage ușor investiții față de altă zonă prin anumite, facilități acordate zonelor economice libere sau dacă s-ar crea sau în contextul autonomiei regionale, autonomiei locale. În acest context, pentru că este mai departe de Chișinău, putem crea anumite platforme de dezvoltare paralele celor guvernamentale centrale și din acest punct de vedere Nordul este mult mai pregătit, mult mai potrivit pentru față de Sud în acest sens. Există și, practic toate industriile sunt dezvoltate mai mult sau puțin. Calitatea antreprenorială este puțin diferită față de mai sus peste medie față de restul țării. Lumea preferă în virtutea anumitor tradiții să se descurce, de aceea dacă nu reușește în țară o face peste hotare, dar și întreprinderile din zona Nordului vin în Chișinău și avem astfel de cazuri când întreprinderi lansate în zona de Nord vin și ocupă piețe. Din punct de vedere business-ului, municipiul Bălți este un avantaj pentru zona Nord, așa cum este pentru centrul Chișinău? Mai puțin, pentru că, cum spuneam, repartizarea și a populației, dar și a centrelor mediilor de afaceri este mai uniformă. Este Drochia, există Ghedinițu, este chiar și Briceniu, Râșcaniu, care atrag investiții, devin centre în sine economice. Bălțul nu joacă un rol de lider, dar Bălțul în sine este o regiune care se poate dezvolta și poate redeveni un centru. Ce notă de la 1 la 10 ați da regiunii Nord? Dacă vă aduceți aminte, pentru centru, dacă nu greșesc, ați dat 7. 7? Același lucru fac pentru 7, pentru regiunea Nord, pentru că este vorba de o decentralizare față de zona centrului unde există municipiul Chișinău care domină. Repartizarea, în mare parte problemele sunt similare cu zona centrului. Există avantaje și dezavantaje. Cum spuneam, remitenții, cea mai mare parte provin de aici, ceea ce este se răsfrânge asupra inexistența brațelor de muncă, aceleași probleme de gestiune a afacerilor, aceleași probleme de corupție, aceleași probleme de transparență și atractivitate pentru investitori. Am înțeles poziția dumneavoastră, domnule Chircă, vreau să mai prezint niște date referitor la zona nord a Republicii Moldova, regiunea nord. Număr total de angajați aproape 90.000 de persoane, 89.508. Dacă vorbim despre rata șomajului regional, este de 4,6, iar salariul mediu este de 3.381. Să discutăm puțin și despre agricultura din regiunea nord. Totodată vreau să prezint și datele cu privire la acest domeniu. Suprafața arabilă este de 36,6% din totalul teritoriului, suprafața împădurită 585 de hectare. Dacă vorbim despre suprafața acoperită de apă, este de 24,5 mii hectare, agenți economici cu profil agricol 574. Domnule Hurmuzachi, regiunea Nord, în ce măsură este pregătită de apropierea de Uniunea Europeană? Cât de bine merge businessul în agricultură aici? Avantaje și dezavantaje. Dacă ne referim la agricultura în ansamblu Republicii Moldova, care este o țară relativ mică, situația este caracteristică atât pentru zona de Nord, cât pentru zona de Sud și zona de Centru. Pentru toată Republica. Avem
Nu avem o conturare foarte specifică a agriculturii. În fiecare din zonele enumerate avem exemple de întreprinderi mai bune, mai performante, avem și cazuri de întreprinderi mult mai slabe. Deci acest tablou este caracteristic în toată Republica. Dar dacă ne referim în special pentru zona de nord, tradițional, zona de nord a Republicii, accentuez, a fost un pic mai avansată cu referință la agricultură. Deci, de ce? Este mai... Bine, țara e mică. Mai frig în zona de nord decât în zona de sud. Da, este puțin mai frig, este adevărat. Sau produsele sunt mai scumpe. În afară de valoric. Asta, vă zic și despre asta, despre scumpirea producției, despre prețuri. A fost întotdeauna o atitudine puțin mai serioasă față de agricultură, puțin mai comercială și evident că puțin rezultate mai îmbucurătoare față de celelalte zone. Vorbim despre avantaj. Deci, tradițional, în zona de nord s-au produs produse de valoare înaltă, valoare adăugată, cum sunt merele, alte fructe, legumele, în special cartoful. Și aceasta a condus la apariția mai multor exemple de infrastructură, de prelucrare și post-prelucrare, de frigidere, de linii de ambalare, linii de sortare. Și aceste exemple sunt în multe cazuri preluate și de alți producători agricoli din zonă care văd cu ochii lor proprii cum alte întreprinderi se dezvoltă. Și aceasta este un avantaj pentru că se multiplică istorii de succes care sunt caracteristici pentru zona. Dar știu cei din nord să facă mai bine business în agricultură decât cei din centru și sud? Am zis puțin. Puțin mai bine. O altă caracteristică este că fermierii mici și medii din zona de nord, pe suprafețe relativ mici, cultivă la fel culturi de valoare înaltă, cum sunt legumele, cum sunt cartoful. Și aceasta este puțin mai tradițional pentru zona de nord. Un alt avantaj ar fi vecinătatea cu două state, și este Ucraina și este special România. Într-o vecinătate absolută avem trecerea de la podul de la Lipcani și multe alte puncte de trecere la frontieră, atât într-o țară cât și în altă. Dacă ne referim la dezavantaje... La probleme. La probleme. Problemele sunt, v-am zis, nu aș enumera problemele care sunt caracteristice agriculturii pentru toată țara pe ansamblu, dar vorbind de specificul zonei de nord, deci îndepărtarea de piața principală de desfacere care este amplasată în Chișinău este o problemă care conduce la cheltuieli suplimentare pentru transportarea producției agricole și producătorii la piața din Chișinău, având costuri mai mari, sunt nevoiți să se ajusteze prețurile la celelalte produse care sunt, sau produsele similare care sunt produse de zonele mai apropiate de Chișinău. Și aceasta aduce anumite pierderi la producția expusă pentru vânzare. Deci, alt dezavantaj și cât de pregătită este regiunea nord să se apropie de Uniunea Europeană. Există niște standarde în agricultură, în economie, care trebuie implementate, acele standarde de calitate. Un alt dezavantaj este caracteristic, în special pentru zona de nord, este lipsa acută în muncitori sezonieri. Producția de valoare înaltă necesită volum mai mare de lucru și aici sunt foarte frecvente cazurile când întreprinderile mai mari contractează echipe de muncitori sezonieri din partea de centru și din partea de sud, la fel suportând niște cheltuieli suplimentare de cazare și de întreținere, dar nu au altă soluție pentru că v-ar spune oricare producător din zonă că munca sezonieră este o problemă. Vorbim despre pregătirea pentru a intra pe piața europeană, desigur că vorbim în primul rând de standard. Deci zona de nord poate asigura o calitate destul de bună pentru producția agricolă, dar avem nevoie de aliniere la standarde, în special la standardele europene. Dacă vorbim despre nota pe care ați acordat-o, pe care ați dat-o regiunii nord pentru toate aceste aspecte, de la 1 la 10, poate măcar dumneavoastră ridicați puțin nota în medie, dacă domnul Chirc a dat un 7, nu vreau să vă influențez, fiți cât mai obiectiv.
O să încerc, pentru că este puțin dificil pentru mine, că sunt de Baștină, chiar din zona de, cea mai de nord zona Republicii, dar o să încerc să fiu obiectiv. Desigur că dacă îmi dau o apreciere situației agriculturii în Corjăuț, Colicăuț sau Grimâncăuț sau multe alte sate care sunt mai performante la acest domeniu, nota ar fi alta. Dar dacă ne referim pe ansamblu, pe zonă, și am zis la începutul discuției că situația în agricultură este practic similară și aici este puțin mai bună, atunci față de zona centru eu aș pune 7,5. 7,5, să vedem cu ce medie va ieși la final regiunea Nord, sunt sigur că va promova. Urmează să discutăm despre calitatea vieții, dar și aspectul social al regiunii Nord. O să dau din nou anumite date, dacă vorbim despre rețeaua de drumuri din regiunea Nord, despre infrastructură, drumuri naționale 1061 de kilometri, drumuri locale 2329 de kilometri. Dacă vorbim despre instituții de învățământ, 423 de grădinițe, 328 de gimnazii, 126 licee, 35 școli de meserie, universități, 3 școli primare, grădinițe, 20 cadre didactice, 9700. Dacă vorbim despre sănătate, sunt 12 spitale, 80 de centre de sănătate, 223 de cabinete ale medicilor de familie, 171 de cabinete cu alt profil medical, ambulanțe 99, farmacii 312 și 505 medici de familie. Doamna Antonov, să o luăm pe rând. Cât de pregătită, avantaje, dezavantaje și în ce măsură calitatea vieții în Nord este mai bună decât la centru? Am să repet aceeași idee care am menționat-o și la prima emisiune, că fiecare regiune are prioritățile sale și ar fi greșit să spunem că o regiune este mult mai înaintată decât alta. Toate trei regiuni se dezvoltă în tempoul său și foarte bine că sunt rezultate. Aș menționa, în primul rând, calitatea vieții, ce înseamnă infrastructură. Și aici aș putea spune că în regiunea Nord doar 35% din gospodării au acces la apeduct și asta deja este un rezultat foarte bun, pentru că în următorii ani, datorită donatorilor străini din Uniunea Europeană, proiectele pe infrastructură, acces la apă potabilă, sunt numai în creștere. Ca să nu fac publicitate astăzi donatorilor, ei sunt prezenți în raioane primare, cred că foarte bine deja au menționat acest lucru, este un lucru foarte salutabil. De asemenea, la gazoducte, aproximativ 38% de gospodării sunt conectate. Un lucru, iarăși, care merge în progres. Trebuie să recunoaștem că sunt costuri foarte mari pentru orice gospodărie care derivă sau, să zicem, se balancează între 4 și 8 mii de lei conexiunea de la centrală. Nu fiecare familie poate să-și permită un astfel de lux, dar trebuie să menționăm că în majoritatea satelor conductele centrale sunt trasate. Și asta deja este până la conducta centrală. Mai scump, am vrut să spun. Este un plus. Evident, și sunt deja niște inițiative în acest caz de datorită primarilor împreună cu donatorii străini. Dacă să vorbesc despre iluminarea stradală, 89 din localități, din cele 315 care au conexiune, care au avut perioada sovietică conexiune, sunt conectate. Asta deja este un minus. Și aici trebuie de lucrat foarte mult. Știm că e o problemă nu doar pentru regiunea Nord, dar să fim sinceri, și în municipiul Chișinău aceeași problemă există. Și aici trebuie foarte mult de muncit, pentru că ține atât de securitatea populației, cât și de dezvoltarea eventualelor infrastructuri. Cu alte cuvinte, niciun donator nu poate înțelege ce înseamnă că dezvoltăm industrie, dar nu asigurăm iluminare de noapte, alături de același centru industrial. Adică lucrul ăsta trebuie să fie înțeles și am fost foarte atentă când a vorbit în prima parte a emisiunii primare, când au zis că totul vine de la populația locală, de la voința noastră. E adevărat, dar trebuie să fie și de sus o decizie luată, un suport pentru primarii locali. Au scos în evidență. La un moment dat aveam impresia că e un fel de
concurs, cine se va lăuda cu proiectele lui mai tare și cine și ce va scoate în evidență. Au reușit cu toții să treacă concomitent linia de finish. Trebuie să recunoaștem că fiecare primar tinde la turta sa și este normal ca să aibă rezultate și este binevenit faptul că primarii vorbesc deschis de acele probleme la nivel local. Da, nu l-am văzut pe niciunul să, nu, să ezite în a spune că ar fi o problemă acolo, este o problemă la noi și ar mai fi undeva de rezolvat. Pentru regiunea Nord, într-adevăr, un plus ar fi că este un grad mare de urbanizare datorită municipiului Bălți. De aici reiese că avem și un grad mare de pregătire în instituțiile de învățământ. Dar trebuie să menționăm că foarte mulți dintre tineri cu vârsta între 18 și 25 de ani, tocmai este perioada când își fac studii, datorită altor programe fără publicitate care cheamă tinerii să-și facă un fel de practici în timpul sezonului de vară. Ademenez și aici se observă că este un flux foarte mare de migrație între categoriile acestor persoane din populație. Și aici nu putem face absolut nimic pentru că la nivel de țară, cât și la nivel local, nu sunt create nicio condiție, practic, nu sunt condiții ca să-i menținem într-un fel la baștina. Este foarte greu. Sunt specialiști care vor să-și încerce norocul și chiar aici, fiind în Corjăuți, este văzut lucru că majoritatea familiilor au aceeași problemă. Doi sau chiar toți membrii familiei sunt plecați în Franța la muncă. Unul întreține gospodăriile create din aceste remitențe. Mai și revin oamenii. Revin. Există un rezultat, dar asta este 1 la 1000. Dar ar trebui să fie 1000 de astfel de rezultate cu investiția remitenților. Și aici trebuie foarte mult de lucrat în acest sens. Și aici cred că ar fi un mare plus dacă s-ar crea și rețele de pregătire a persoanelor simple, să zicem locatari, deci băștinași ai respectivelor sate, care să fie într-un fel învățați cum să-și creeze mica afacere. Doamna, este Antonov, un lucru mai avem un minut până la pauză. Ce notă dați dumneavoastră acestei regiuni? Ținând cont de faptul că... Cât ați dat regiunii centru? Am dat 9 și mai repet o dată, pentru că datorită că este capitala, care dă pondere. Fără cât, capitala e alte rezultate. Cât dați? Aici aș da un 8 sigur pentru acele succese realizate, pentru faptul că există deja reabilitarea drumurilor. Vedem și drumul naval, deci chestii care sunt doar salutabile. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care revenim să vorbim despre administrația publică locală. O să vorbim și despre cultură. Dumneavoastră, domnule Cremene, știți foarte bine ce se întâmplă în regiunea Nordului și cultura din toată Republica Moldova. A bine, oamenii de artă de mult au ajuns în Europa, de mult au adus Europa în coadă. Și au plecat din nou, dar cel puțin prin piesele de teatru, prin lucrările pe care le au sau prin ceea ce creează, aduc și Europa încoace, dar duc și Republica Moldova în Europa. La un moment dat ați... Sunt sceptic că aduc Europa încoace, mai degrabă depărtează de noi. Am înțeles. Revenim după o scurtă pauză publicitară, punctăm toate aceste aspecte imediat. Doamnelor și domnilor, am revenit în studioul creat aici la Corjeuți Briceni. Discutăm cu experții despre regiunea Nord, cât de pregătită este aceasta de apropierea, de aderarea la Uniunea Europeană. Avem 3 note deja date de domnul Chircă, domnul Hrumuzachi și doamna Antonov. Pe partea economică și business, domnul Chircă a dat nota 7, aceeași notă ca și regiunii centru. Domnul Hrumuzachi pentru agricultură a dat 7,5. Doamna Antonov a dat nota 8 pentru calitatea vieții, învățământ și sănătate, cu un punct mai puțin decât a dat regiunii centru. Discutăm acum și cu domnul Octavie Ivanov despre administrația publică locală. O să dau câteva cifre, câteva date statistice pentru a putea discuta. Dacă vorbim despre rețeaua de gazoducte, are o lungime de 6703 km. Dacă vorbim despre acces, ar fi cam aproape 12% din populație. Dacă vorbim despre rețeaua de canalizare, sunt aproape 600 de kilometri și 23,4% din populație are acces.
Dacă vorbim despre apeduct, aproape 2000 de kilometri și cu o capacitate de acces de 30,5%. Rețeaua publică de iluminat ar fi de 718 kilometri. Domnule Ivanov, din punct de vedere autorităților publice locale, cât de bine este pregătită regiunea Nord să se apropie de Uniunea Europeană, să acceseze fonduri europene, fiindcă asta de fapt ar fi oportunitatea de dezvoltare pentru comunitățile rurale, pentru regiuni? Eu aș continua gândurile colegilor mei, discutând, văzând lucrurile în ansamblu, e foarte important ca atunci când ne uităm la dezvoltarea unei comunități, ne uităm integral, deci o dezvoltare durabilă și din punct de vedere economic, și din punct de vedere social, și din punct de vedere ecologic, cu elemente de cultură, pentru că toate aceste elemente duc la un minim nivel de viață, deci capacitatea autorităților publice locale de a face față cerințelor, competențelor pe care le au. Din punct de vedere, dacă am luat la general, deci problemele la general în domeniul autorităților publice locale, nivelul 1, nivelul 2, cât și, zicem așa, regionale, virtuale, care sunt practic identice ca la nivel de țară. Dar sunt unele tendințe care poate puțin diferă. Totul, după cum se știe, totul se cunoaște prin comparație și dacă am compara diferiți indicatori, să începem, de exemplu, de la densitatea rețelelor de drumuri, atunci în zona de nord este cea mai mare, în comparație cu regiunea de centru și de sud, având o lungime de 338, de exemplu, pe 100 km pătrați. Dacă ne uităm pe densitatea de apeducte, de asemenea, este la 100 km este cea mai mare densitate. Nivelul de aprovizionare cu apă potabilă, despre care a spus doamna Anton, de asemenea este 30% dintre toate aceste trei regiuni, este cel mai înalt nivel. Nivelul de canalizare este inferior. Deci vorbim, dumneavoastră a spus, la Soroca, în probleme din zona Sorocii. Sunt acest indicator este unul, să zicem, în comparație cu nivelul sud și centru, este mai mic. Mai mic este și asigurarea cu gaze. Deci asigurarea cu gaze. Bine, ce ar fi și un aspect argumentat și prețul. Da, da. Pentru că da. Una e să tragi rețeaua prin centrul satului și alta să aduci o casă, să aduci rețeaua în fiecare casă. În ce măsură autoritățile publice locale, și o să fac o comparație cu Corjeuțul, satul Corjeuț, știu să aducă Parisul sau Europa în comunitate, din punct de vedere a infrastructurii drumurilor, din punct de vedere a proiectelor pe care le scriu și a banilor pe care îi atrag. Eu aș vedea lucrurile în ce țin de administrarea publică locală, de capacitatea ei de atragere fondurilor, de capacitatea instituțională de a oferi servicii, de capacitatea autorităților publice locale de a crea parteneriat și așa mai departe. Deci, dezvoltând aceste capacități, nivelul de trai, atragere de fonduri, sunt niște rezultate la niște capacități dezvoltate. Deci este capacități foarte important. Personale, individuale? Nu, instituționale. Eu am spus, vorbesc de instituții. Da? Privim administrația publică locală ca instituții și e foarte important ca să creăm modele. Modele de succes, practici, modele de bune practici care ar permite autorităților publice locale inclusiv să atragă fonduri, inclusiv să lucreze cu diferiți parteneri străini, capacități de relaționare, deci se poate crea parteneriate, pentru că toate lucrurile se fac în parteneriate, în primul rând cu populația. Cel mai important parteneriat este parteneriatul dintre autorități și populație și, să zicem, parteneriatul dintre mai multe autorități, la nivel local, la nivel central și așa mai departe. Domnul Ivanov, ce notă ați da regiunii Nord? Deci aș da încă o dată nota la, mai concret la ce? Din punct de vedere a capacităților administrației publice locale, din punct de vedere a pregătirii din acest aspect pentru apropierea de Uniunea Europeană,
pentru faptul cum s-a dezvoltat până acum această regiune. Eu aș da așa, cu colegii sunt din zona de aici, undeva 7.5, pentru că este loc de mai bine. E foarte important acum să dezvoltăm, pentru că dacă nu, cred că o să vorbim despre summit-ul de la Vilnius și o să punctăm. Și dacă o să schimbi puțin statutul nostru, o să avem posibilitatea, oportunități de atragere mai mult fonduri. Discutăm acum despre cultură cu domnul Boris Cremene, actor. Câteva cifre. Din punctul meu de vedere... Multe nu aveți, sunt sigur de asta. Păi, tocmai din asta, v-am vrut să spun că numărul mi se pare foarte mic. Poate sunt subiectiv, dumneavoastră o să-mi dați o replică dacă nu am dreptate. Muzee în regiunea Nord 31, teatre 1, cinematografe 1, școli de artă 42. Sunt datele Ministerului Culturii. Am dreptate să... Hai să vorbim despre cultură atunci. Da. Uitați-vă, putem zdrucina de drumul pe care l-am parcurs până aici și ușor mirat de acest sat. Contrast. Așezându-mă la această masă, am remarcat un lucru. Ne-am așezat inconștient, într-un mod automat. Economia, agricultura, bla, 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 bla. Ultima este cultura. Nimeni nu m-a pus să mă așez aici. N-am făcut-o intenționat, să știți. Inconștient. Pentru că asta este locul culturii pe agenda politică a țării. Vreau să vă spun că în țările civilizate, cultura și educația este pe primul loc. Pentru că asta este fabrica de unde vine materia primă pentru economie, agricultură, viața socială, medicină, etc. Ce să vă spun? Sunt într-un segment de doliu, dacă vreți să fiu sincer. O zonă, aproape un sfert de țară, este deservită de un teatru. Vă imaginați să avem cultură? Vă imaginați să avem drumuri sau medicină după asta? Sigur că nu. Muzeele, nu le puneți în cont, că sunt moarte toate, sunt închise. Sunt date câte biblioteci avem? Niciuna. Sau dacă sunt cu lagat la ușă. Atâta timp cât statul nu asigură niște școli muzicale la nivel local, niște școli de teatru primar la nivel local, niște școli de sport la nivel local, nu putem să vorbim despre succes. Atâta timp cât oamenii din provincie își văd artiștii numai la nunți, nu putem să vorbim despre cultură. De asta, după mine, dacă statul ăsta este serios și dacă vrea să se ia în serios și să facă un pas spre Europa, trebuie să întoarcă agenda invers. Pe primul loc să fie cultura și educația. Și pe urmă, în derivare, restul. Altfel... Domnule Cremene, dar nu puteți doar critica ceea ce se întâmplă. Poate scoateți ceva în evidență din ceea ce se întâmplă în regiune, în această regiune nord. Cu ce s-ar putea mândri? Dar cum sunt eforturi locale. Să lăsăm deoparte municipiul Bălți, acolo unde avem teatru Vasile Alexandri, probabil cinematograful în aceste date statistice este tot din Bălți. Știți, cinematograful nu mai este o prioritate. Putem să-l vedem la orice ecran, filme, DVD-uri, nu mai e o problemă filmul. Nu mai trebuie, era înainte, era o chestie ideologică filmul. Acum a dispărut de pe agenda. Sunt încurcat, nu știu cum să vă spun, nu știu câte școli muzicale sunt în acest sat de lux. Niciuna. Cămin cultural, niciunul. Baie publică, niciuna. Nu mai putem vorbi despre cultură atunci. Bine, domnii din Corjeu spuneau că cineva a cumpărat această baie publică care era de la vremea Cocoiului și încearcă să o dezvolte, să facă o regiune. Dar bine, este exemplul Corjeuțul. Tot drumul m-am uitat atent la sate. Cultural, sunt cel mai potrivit. Am văzut biserici cuptoase. N-am văzut nicio baie publică nicăieri. Asta este un indiciu foarte serios. Bine, dar să presupunem cum baia publică poate este un locaș de cultură. Cultură, sigur că. Igiena este cultură. Cultura nu înseamnă numai spectacol sau... Putem să producem greu și cartof, dar nu avem cultura să-l consumăm sau să-l vindem. Poate sunt saune private, nu știu. A, dar asta sunt sigur. Dar nu sunt pentru marea majoritate. Dacă ne-am întâlnit la sigur în Chișinău sau undeva la sediul public și vă întreb, domnule Cremene, vreau să merg la nord, bunicii mei sunt din Cucureștii de sus, este o biserică foarte frumoasă acolo, dar și în afară de Bălți, dacă mă întreb unde să merg în nord să văd ceva frumos? Într-adevăr, în să nord există potențial deocamdată. Există cetatea Sorocii, unde poate deveni o atracție turistică, care e tot cultură. În nord poate fi strâncile de la Corjăuți. De la Corjăuți și mai este și... De la Druitoarea. Da. Ce notă ați dat dumneavoastră regiunii nord pentru cât de pregătită este de apropierea de Uniunea Europeană din acest punct de vedere? Pentru că nu este pregătită deloc. I-aș da un mare avans, i-aș spune un 5, ca să aibă timp să se gândească.
Așadar, colegii mei o să facă o medie la toate notele pe care le-ați oferit dumneavoastră. La finalul emisiunii vom prezenta nota pe care a luat-o Regiunea Nord. Voi prezenta și votul celor care au trimis, expediat mesaje prin SMS și au plasat mesaje pe site-ul publica.md. Deocamdată, domnul Chirc a oferit nota 7 pentru business și economie. Domnul Curmuzache a dat 7,5 pentru agricultură. Doamna Antonov este profesorul cel bun, a dat nota 8 pentru calitatea vieții, învățământ și sănătate. Domnul Ivanov a dat 7,5 pentru infrastructură și pentru capacitățile administrației publice locale. Domnul Cremene, nu știu, ați fost subiectiv, Nu pot să dau 8. Asta înseamnă că mă despart încă două segmente de Japonia. Nu pot să fiu atât de naiv. Vreau să discutăm puțin despre oportunitățile pe care le oferă. Bine, să începem de la summitul de la Vilnius. O să urmeze summitul de la Riga până la integrarea în Uniunea Europeană. Mai este un pas, nu știu, în funcție de fiecare dintre dumneavoastră, o fi mare, o fi mic. Ce ar însemna pentru Republica Moldova summitul de la Vilnius? Și o să încep, să nu spuneți că v-am lăsat la urmă, eu eram gata să mă schimb cu locul cu dumneavoastră. O să încep cu domeniul culturii. Ce va însemna apropierea? Am văzut că europenii ne-au dat bani pentru cetatea Sorocii. Lucru care trebuia să o facem noi din banii noștri. Exact. Europa nu este un loc unde putem cere. Este un loc unde trebuie să oferim ce avem noi. Pentru mine va fi un loc firesc. Se va întâmpla această minune. Va fi un mic început. Atunci când țara asta va avea o nouă clasă de politicieni care vor pune în capul mesii cultura, educația și legea. Da, o să avem capacitatea să le arătăm europenilor iile noastre, să le arătăm cetatea Sorocii, să le arătăm Orheiul Vechi, să le arătăm alte valori culturale și istorice, dar promovate corect, prin intermediul diferitor programe. De ce nu piese de teatru? Da, sunt de acord, da. Avem o șansă. Ce înseamnă apropierea de Uniunea Europeană, ce înseamnă summitul Vilnius pentru Regiunea Nord, domnule Chircă? Pentru Regiunea Nord, sincer, de fapt, cred că în momentul, dacă vom reuși, vom izbuti să refacem economia, să avem acele investiții necesare, cred că zona Nord va beneficia una din primele. După... Dar vom deveni mai credibili dacă vom avea cel puțin parafat la Vilnius acordul de asociere și poate semnat la Riga. Mai credibil pentru partenerii europeni. Probabil că da. Teoretic da. Pentru că, de fapt, spuneam și anterior, acordul de asociere și acordul de comerț liber nu este o panacee. Oferă anumite posibilități. A oferit și până acum în cadrul acordului asimetric Uniunea Europeană, în care noi am putut exporta aceleași produse, chiar într-un regim mai facilitar, pentru că nu erau acele solicitări de standarde impuse acum de acordul de comerț liber. În ce măsură va fi un beneficiu imediat? Bineînțeles că nu. Asta înseamnă că avem potențial de export în Uniunea Europeană. Dacă problema este că nu avem ce produce și atunci apare acel lanț de așteptare, că întâi trebuie să vină investiții, după care să avem ce produce, după care să beneficiem pe deplin de acordul de comerț liber. Pe de altă parte, acordul de asociere este o etapă importantă în parcursul european al Republicii Moldova și aici vreau să citesc pe Angela Merkel, cancelarul Germaniei, care spunea more for more, mai mult pentru mai mult. Și atunci mă întreb de ce avem atât de puțin la moment și îmi dau seama că... Eu am impresia că pentru Republica Moldova ar trebui implementat un alt principiu. Or more, or no more. Dar dacă să revenim serios, asta înseamnă că autoritățile europene ne apreciază la mărimea, la măsura în care suntem noi acum și atunci este less. Deci este mai puțin și este un lucru absolut evident. Deci axa aceasta de proiecte și eu cred că după summitul de la Vilnius în 2014 Republica Moldova ar putea să beneficieze împreună cu Georgia de anumite programe speciale de dezvoltare. Dar asta ar însemna granturi unilaterale de dezvoltare. Ceea ce are nevoie Republica Moldova este descoperirea și dezvoltarea propriilor abilități de dezvoltare și acest lucru este destul de complicat. În virtutea anumitor aspecte de gestiune guvernamentală, care niciodată nu a permis să extindă business-ul mai mult decât îl putea controla. Pe de altă parte,
neavând acest lucru, noi am avut acea reacție firească a cetățenilor care au plecat peste hotare. O cale de dezvoltare ar fi susținerea antreprenoriatului, reguli comune pentru economia, pentru atât nord, centru și sud, dar în care antreprenorii să poată beneficia pe din plin, să fie susținuți, ca să fie o politică de promovare a profiturilor obținute legal, de a stimula oamenii bogați. Am înțeles, domnule Chirica, nu avem foarte mult timp. Despre sud vom discuta la sud, la Ștefan Vodă, la Purcari. Doamna Antonov, ce înseamnă, ce ar trebui să știe oamenii din regiunea nord, ce înseamnă apropierea de Uniunea Europeană și dacă într-adevăr lucrurile se vor schimba, iar după summitul de la Vilnius, când ne vom întâlni la, înainte de summitul de la Riga, domnul Cremene să nu mai dea nota 5, să dea o notă mai mare. Aș fi cel mai fericit dacă se rândă la asta. Trebuie să menționăm că, într-adevăr, sunt diferite sectoare despre care astăzi încercăm să vorbim și este foarte greu să ajungi la un numitor comun, pentru că un sector este mai dezvoltat, altul este absolut deloc dezvoltat. Sunt de acord cu domnul maestru când zice că cultura, așa s-a întâmplat, că nu a fost pusă în mai multe politici și este necesar, căci cultura și educația și serviciile de sănătate sunt primordiale pentru o comunitate sănătoasă. Dar, evident, că este nevoie și de un nivel înalt de infrastructură dezvoltată și cu primari bine pregătiți care să poată să ducă capul să gestioneze toate aceste segmente la nivel local și la nivel regional. Asta este un vis pentru toți. Dar trebuie să înțelegem și alt lucru, că integrarea europeană nu înseamnă că trebuie Moldova să fie 100% pregătită pentru a te integra în europeană. Puneți-vă întrebarea, pentru ce se necesară integrarea? Pentru un suport, pentru a aduce la un nivel mai bun. Da, sunt de acord. Și este foarte mult de susținut autoritățile ca să muncească cât mai mult în direcția de performanță. Avem un trecut foarte urât istoric și nu intrăm în detalii. Nu toți primarii sunt cu studii la Sorbona sau cu alte studii. Este greu să faci reforme când ai mâinile și legate, pentru că nu există nici legislație bună care să-i ajute, dar nici cadre care să ai forță, să mergi înainte. Este adevărat și cadre, iar despre cadre lucrurile de regiunea astea nord. Nu-i pentru Moldova proprie, ci este și în Georgia aceeași problemă, și în Ucraina, au avut și Polonia și România, și România și în ziua de astăzi se lovește în anumite județuri cu aceste probleme. Sunt lucruri reale. Este altceva, că summitul de la Vilnius o să ne aducă numai lucruri pozitive, dar pozitive în ce sens? Se ratifică un text, niște reguli care trebuie să le punem în aplicare. Să vedem în ce măsură. Pun întrebarea cât de pregătiți suntem noi ca să le punem în aplicare. Asta ce am vrut să spun, să speculăm summitul de la Noi nu facem speculații, noi vorbim despre realitățile care sunt la nivel de regiune. Și se întâmplă că la nord mai puțin este accentul pe cultură, mai mult pe infrastructură, pentru că avem și zone industriale. Așa s-a întâmplat, nordul este nord. Dar nu înseamnă că cultura, educația, serviciile, infrastructura sunt de calitate, trebuie să rămână de calitate. Trebuie de investit. Mai să nu pe scară națională. Da. Mai avem 5 minute, domnule Ivanov. Ce ar însemna și ce va însemna pentru administrația publică summitul de la Vilnius? Vă așteptați la o schimbare radicală a mentalității, dar și a capacităților? Schimbarea vine după schimbarea abordării. Trebuie întâi schimbată abordarea față de niște lucruri. Pe urmă, în mijlocit vine și schimbarea de mentalitate și așa mai departe. Eu cred că summitul de la Vilnius, în primul rând, este o speranță. O speranță, în primul rând, că Moldova o să-și înceapă a face temele de acasă, cu reforme în domeniul administrației publice locale. Mă refer aici, în primul rând, la descentralizarea inclusiv și financiară, cu reforme în domeniul economic, liberalizarea economiei, în domeniul dreptului, în domeniul și așa mai departe. Altă speranță este că puțin poate să schimbe statutul puțin a Moldovei și posibilități, oportunități. Deci eu sper că odată cu parafarea documentului de la Vilnius o să avem mai multe anumite oportunități, inclusiv de atragere de fonduri, pentru că este foarte important de a dezvolta capacitățile de... Bine, da, le-am avut și până acum. Am impresia că nu am știut să le speculăm, nu am știut să le atragem. Sunt exemple care demonstrează că
Este un contrast. Undeva, acolo unde este un primar bun, comunitatea se dezvoltă, iar acolo unde cineva așteaptă să îi se dea sau nu știe că poate merge și cere și obține, nu se dezvoltă. Deci lucrul pe care l-ați menționat este un lucru complex, deci trebuie privit din mai multe puncte de vedere. În primul rând, la nivel instituțional, trebuiește primarilor de dat posibilități, oportunități, instrumente prin intermediul cărora se poate lucra, se poate inclusiv și dezvolta capacitățile, pentru că acum dacă facem o analiză la bugetele locale, atunci vedem că procentul de autonomie pe care ei pot să-l gestioneze independent este un procent foarte, foarte mic. Înțeles, domnule Ivan, o să vedem ce modificări sau ce oportunități vor avea după summitul de la Vilnius, cât de bine vor ști să profite de aceste oportunități și după modificarea legislației cu privire la finanțarea administrațiilor deci, locale. Deci, cred că este important atât modificarea legislației, pentru că legi, strategie, avem mulțime, este foarte important implementarea lor. Muzachi, apropierea de Uniunea Europeană înseamnă beneficii, dar în agricultură înseamnă și investiții, atât din partea Uniunii Europene, dar și din partea celor care fac business. Standarde de calitate, utilaje, alte norme pe care până acum nu le-am avut. Este adevărat. O să mă refer succint la piață, pentru că una din așteptările este deschiderea completă a pieței. Deci o să vă duc un exemplu practic. În 2 ani de zile, noi recent am finalizat implementarea unui proiect, facilitarea comerțului cu produse agroalimentare în bazinul Mării Negre, care a fost finanțat de programul operațional bazinul Mării Negre de Uniunea Europeană. Deci aici am fost implicat 3 țări și proiectul a cuprins 2 județe din România, Galați, Constanța, 2 regiuni din Odessa și toată Republica Moldova, care tradițional este împărțită în 5 piețe, și au intrat 2 piețe de la nord, piața de la Bălți și piața de la Iedineț. Și aici am creat un sistem de informațional de marketing regional unde avem prețurile la mai mult de produse de valoare înaltă, avem prețurile săptămânale. Deci beneficiarii pot afla în fiecare săptămână care sunt prețurile pe piețele enunțate acum. Și în diferite forumuri de afaceri pe care le-am avut în cadrul proiectelor cu 3 țări, am văzut un interes sporit din toți actorii implicați în comercializarea producției agricole. Vă dau un exemplu. Noi acum avem... Dar vreau scurt, avem un singur minut. Da. Noi acum avem la Galați potențial cumpărători de la grâul alimentar care este la un preț mai bun. Investiții. Deci în perioada scurtă care avem trebuie să fie eforturi conjugate în special din partea nu doar a fermierilor și organizațiilor de fermieri, dar din partea statului pentru a asigura un climat favorabil pentru investiții. Noi am cerut recent mai multe revindicări și nu vreau să anticipez, dar văd că sunt deja mișcări pentru a reveni la taxa valoare adăugată la 8%. Este majorat fondul de subvenționare la 500 de milioane. Noi solicităm împreună cu Ministerul Agriculturii 670 și sperăm că aceste, și indicăm și de unde, și sperăm să obținem aceasta, ca pentru a spori competitivitatea producției agricole, fără care nu o să putem concura. Am înțeles, domnule Curmuzachi. Domnule Cremene, un mesaj pentru cei care cred în viitorul european al Republicii Moldova, dar vă rog pe scurt. Să credem. Am înțeles. Avem și media notelor pe care le-au oferit, nota medie pe care au oferit-o experții, dar și votul telespectatorilor. Astfel, cei care au votat pe site-ul publica.md și au expediat și mesaje de susținere, au spus, 63% au spus că regiunea Nord este pregătită pentru a se apropia, pentru a se integra în Uniunea Europeană, 37% au spus nu. Dacă vorbim despre nota medie pe care a obținut-o regiunea Nord din partea experților, este nota 7. Doamnelor și domnilor, aici încheiem ediția specială în care am făcut totalurile regiunii Nord. Săptămâna viitoare discutăm despre regiunea Sud. Duminică vom fi la Ștefan Vodă, unde vom puncta avantajele, dezavantajele, problemele, dar și cu ce merge regiunea Sud în Uniunea Europeană. Rămâneți în continuare cu Publica TV și nu uitați, spuneți ce gândiți.